Bună ziua tuturor, noroc bunor tacilor. Astăzi vom încerca să intrăm în atmosfera finalului de an, făcând un bilanț al ceea ce s-a petrecut în anul 2013, sau mai precis începând să facem un bilanț a activității din domeniul mineritului și energiei, ca să fim mai expliciți, în anul 2013, să vedem cam ce s-a întâmplat în acest an, dacă lucrurile au fost rezolvate la timp, dacă cei care trebuiau să rezolve anumite lucruri s-au implicat suficient de mult ca acestea să fie și rezolvate la timp și dacă până la urmă toți cei care conduc, indiferent că e vorba de administrație, guvern sau sindicate, această activitate în Valea Jiului și în județul Hunedoara, să spunem lucrurilor pe nume, dacă și-au făcut sau nu datoria în anul 2013, un an care a început foarte greu, să ne reamintim bine stocul de cărbune la Mintia, la începutul anului a fost foarte mare, a creat o anumită problemă în toată perioada de 6 luni, de primele 6 luni ale anului, în care livrările de cărbune s-au făcut foarte greoi către Mintia. Am avut discuții foarte ample despre importul de cărbune. În cadrul acestei emisiuni am prezentat documente oficiale și cred că lucrurile sunt destul de clare, dar bineînțeles în acest final de an le vom relua, deoarece este bine ca lumea să-și amintească tot timpul de anumite lucruri care s-au petrecut. Nu e bine să uităm nicio clipă ceea ce s-a petrecut rău sau chiar și bine în activitatea noastră. Apoi, trebuie să spunem, lucrurile au culminat, dacă e să o luăm așa, cu faptul că la minele neviabile, undeva în luna iunie, s-a oprit livrarea de cărbune. Apoi lucrurile au luat o altă turnură, ca să spun așa. Înspre acest final de an, lucrurile, într-un fel sau altul, în mod normal, ar fi trebuit să se rearanjeze, lucrurile să iau un făgaș normal, complexul energetic Hunedoara să ia o linie spre o bună funcționare, iar lucrurile să se ducă înspre realizarea unor obiective pe care le avea complexul energetic Hunedoara de la începutul, adică pe un făgaș normal de activitate acestui mastodon din județul nostru. Dar se pare că totuși în ultima perioadă am mai avut de-a face cu o cerere de introducere a insolvenței, s-a introdus o cerere de insolvență a complexului energetic Hunedoara. Nu mulți din județul Hunedoara, din cei care au condus până nu demult destinul acestui județ, n-au știut de acest lucru, adică există anumite persoane care au știut, care au mizat, au avut o anumită miză pe această cerere de insolvență. Se pare că lucrurile nu au mers înspre ceea ce își doreau ei. Deci, cu alte cuvinte, nu putem să spunem că am reușit să avem un sfârșit de an liniștit. Apoi trebuie să spunem că se încearcă din răsputere rezolvarea problemelor de mediu la Mintia, cu ajutorul unor contracte, unor înțelegeri, să spun așa, financiare cu partea chineză, dar tot de la noi din județ pornesc și lucruri înspre blocarea acestor tendințe, să spun așa, de rezolvarea problemelor de mediu de la Mintia. Nu întâmplător, colegi din sindicate și-au adus aminte exact în ziua în care la Mintia veneau asiguratorii chinezi care să evalueze ce înseamnă complexul energetic Hunedoara și care să dea asigurări celor care creditează până la urmă complexul energetic Hunedoara că lucrurile sunt înspre bine și că merită o investiție de peste 250 de milioane de euro. Repet, nu întâmplător, colegi din sindicate au găsit de cuvință să facă anumite mișcări, să le spunem așa, chiar dacă de mică amploare, dar tot anumite mișcări sunt,
Unii și-au adus aminte că aveau o înțelegere de prin 2012, dar nefinalizată nici într-un act adițional unui contract colectiv de muncă, nici printr-o hotărâre judecătorească și nici prin nimic altceva, cu vechii conducători al complexului energetic Hunedoara, înțelegeri care au ajuns și până în perioada în care acest complex a fost condus de Costel Alic. Deci, repet, exact în ziua în care acești asiguratori trebuia să vină la Mintia, colegi din sindicate au găsit de cuvință că trebuie să facă ei un pic de mișcare, să spun așa, pe acolo. Colegi de prin vale au găsit și ei de cuvință că tot în acea zi trebuie și ei la rândul lor să facă anumite lucruri. În opinia mea, încă o dată dovedim că suntem o zonă, ca să spun așa, sau o grupare care încă nu știm ce interes avem. Deci ne comportăm ca niște copii mici și răuvoitori, în loc să vedem obiectivele majore pe care trebuie să le îndeplinească până la urmă acest complex energetic cu Hunedoara, ca să poată funcționa în anumite limite, să spun eu, în anumite limite economice, în anumite șabloane economice, de câte ori avem ocazia să dăm cu pietre, dăm cu pietre, și de câte ori avem ocazia să blocăm anumite lucruri, facem tot posibilul să le blocăm, doar pentru satisfacția de a prezenta, să spun așa, presei faptul că vezi că lucrurile nu merg, vezi că ăștia nu pot să facă anumite lucruri. Tot legat de bilanț, tot legat de activitatea complexului energetic Hunedoara, trebuie să spunem că astăzi vom încerca prin o legătură telefonică să discutăm cu cei care conduc destinele acestui complex. De dimineață am avut discuții cu domnul Andronache Daniel, director general, cu domnul Maricel Popa, secretar de stat în Departamentul Energiei. Am avut contacte telefonice cu deputați din județul Hunedoara, Răzmeță Cristian, Nistor Laurențiu, președintele organizației PSD pe județ, chiar și cu prefectul de Hunedoara, iar în limita în care vom reuși să îi contactăm pe parcursul acestei emisiuni, vom încerca să facem împreună un bilanț, chiar dacă fără cifre oficiale, chiar dacă nu exact în limitele unui bilanț contabil sau unei balanțe contabile, dar cel puțin vom încerca acest lucru cu siguranță. De ce? Ei sunt cei care până la urmă știu destul de bine cam ce s-a întâmplat în județul Hunedoara, în complexul energetic Hunedoara. Noi, cel puțin de pe partea sindicatelor, trebuie să ne rezumăm la activitatea noastră în câteva cuvinte. Eu personal pot să spun că anul 2013 nu a avut nimic bun în sfera sindicatului, deci nu ne putem mândri cu nicio realizare. Dacă în anul 2012 sau finalul lui 2011 și începutul lui 2012 și pe parcursul lui 2012 am avut, să spun așa, rezultate cu care ne-am mândrit, chiar eu personal, în cadrul acestei emisiuni, am încercat din toate puterile să prezint aceste rezultate, să prezint oamenii și mai precis toți liderii de sindicat din Vale care au contribuit la acele rezultate. Mă refer aici la mișcările de stradă care au avut loc în 2012, procesul cu cei 10% și alte lucruri care spuneau au fost remarcabile. E bine, anul 2012 trebuie să recunoaștem că nu a fost un an prea bun pentru sindicalismul din Valea Jiului, iar în acest sfârșit de an trebuie să contabilizăm o pierdere, ca să spun așa, care stă în scăderea valorii bonurilor de cărbune. Încercăm, noi cei de la Livezen de mâine dăm drumul la un referendum, avem deja pregătită toată documentația pentru acest lucru, să vedem ce vor oamenii legate de aceste bonuri de cărbune. Propunerea noastră a fost ca fiecare membru de sindicat să răspundă la o întrebare care sună ceva de genul că ce doriți să faceți, să transformăm aceste bonuri într-o sumă fixă de care să beneficieze fiecare angajat sau să mergem în continuare cu acest sistem. Dar mă rog, asta este o chestie legată de sindicate care, în primul rând, fiind și eu sindicalist, trebuie să-mi asum. Deci, cu alte cuvinte, sindicatul nu se poate lăuda cu nicio realizare în anul 2013, în afară unei campanii electorale duse la o limită totală lipsită de bun simț,
Nu putem să spunem că, vezi, Doamne, avem alte realizări sau obiective majore pe care le-am fi îndeplinit. Nu am fost în stare să facem o conferință, nu am fost în stare să avem contacte cu oameni importanți de prin minerii și energie într-un cadru oficial, așa că lucrurile în sfera sindicatului trebuie să spun că sunt, din punctul meu de vedere cel puțin, jalnice și nu cred că există vreun sindicalist care ar avea tupeu, să spun așa, să se laude că, vezi, Doamne, a făcut ceva în anul 2013 pentru membrii de sindicat. Și când mă refer, la macro, la obiectivele importante pe care trebuie să le atingem, nu la mese organizate, băutură și mai știu eu ce alte lucruri. Bun, acum, ca să și faci anumite lucruri în sindicat, trebuie să mai scrii, să mai faci anumite adrese, să mai faci anumite lucruri. N-aș putea spune că cei care conduc sindicalismul din Valea Jiului n-au făcut aceste lucruri, le-au făcut cu siguranță, dar în același timp trebuie să spun că și sunt lideri care nu pot încă, și mi-o asum când spun acest lucru, să scrie pentru simplu motiv că încă nu știu să scrie, chiar dacă ne aflăm în anul 2013 și chiar dacă avem la îndemână calculatoare și tot felul de altfel, astfel de instrumente cu care am putea scrie. Mă refer aici la un lider proaspăt ales pe o anumită funcție care încă este în faza abecedarului și cu siguranță nu ne putem aștepta la prea multe de la el. Dar mă rog, am vrut să fiu și puțin critic, fiindcă trebuie să fim și puțin critici. Nu este posibil să venim la televizor numai să ne lăudăm, să vedem cum am luptat noi cu administrația, cum ne-am bătut cu codul fiscal, cum am înfrânt codul fiscal și alte lucruri care sunt total ireale și neadevărate. Deci, repet, din punctul meu de vedere și dacă are cineva cu curajul să mă contrazică, anul 2013 nu a adus bun nimic pentru sindicalismul din Valea Jiului și nu ne putem mândri cu ceea ce a fost sindicalismul în anul 2012 și sfârșitul anului 2011. Până să începem să discutăm, să încercăm legăturile telefonice, o să rog regia să se apuce să-i contacteze pe cei pe care, cu care am discutat de dimineață, în limita în care vom reuși să-i și prindem, să discutăm cu dânsii repede despre această perioadă anului 2013, o perioadă tulbure totuși, dar care să sperăm că se va încheia într-un fel bine pentru complexul energetic Hunedoara, bine spunând că nu a fost nevoit acest complex deocamdată să lase drumul, oameni pe drumuri, nu s-au închis secții, nu s-au închis deocamdată mine, nu s-au închis mai știu eu ce alte secții prin acest complex energetic Hunedoara. Și disponibilizările care au fost la Mintea, un număr de vreo 103 persoane, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, se pare că totuși nu au fost stabilite niște criterii foarte dure și au părăsit sistemul mai mult de bună voie, ca să spun așa, la cerere. Dar până să intrăm mai în plin în minerit, în sindicalism, haideți să vă prezint o acțiune interesantă. Participă și tu la campania Un Crăciun pentru Fiecare. Scopul acestei campanii este ajutorarea multor familii cu copii fără posibilități materiale prin oferirea de produse igienico-sanitare, alimente neperisabile și jucării. Te invităm să dăruiești din puținul tău celor ce nu au deloc. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. Nimic mai frumos. Pentru donații, contacta sediul Capital TV, acest sediu de la care transmitem, o campanie KTV și de la inimă la inimă, partener media Kiss FM. O acțiune extraordinară. Regia spune că l-avem la telefon pe domnul director general Andronache Daniel. Noroc bun, domnule director general! Bună seara! O rugăminte la dumneavoastră în câteva cuvinte, fără a avea pretenția unui bilanț contabil sau a unor cifre exacte. Ce a însemnat pentru complexul energetic Hunedoara anul 2013 și cum sperați dumneavoastră să încheiem activitatea în anul 2013? Aș putea sintetiza că anul 2013 a fost un an în care am pornit multe drumuri, le-am bătătorit și le vedem finalitatea și prefer la investițiile pe care sunt convins că le cunoașteți cu toții. Aș putea sintetiza că a fost un an destul de bun în condițiile actuale. Îl încheiem liniștit, fără probleme financiare deosebite. Putem acoperi toate părțile salariale care
le mai avem de acoperit în acest an și în luna ianuarie anului viitor. Și în speranța că va crește prețul energiei, rămânem optimiști. Domnule director general, o întrebare. V-ați fi așteptat la atâtea, să spun așa, activități împotriva complexului energetic Hunedoara? Eu știu ce să zic, nu m-aș fi așteptat, dar aceste, știu cum să le numesc, interese de altă natură ne-au făcut mai puternici și ne-au pregătit pentru perioadele care urmează. Politicul în toată activitatea dumneavoastră, dacă ați putea să ne spuneți, dacă a fost alături de complex, nu de dumneavoastră sau de persoane, deci de activitatea acestui complex. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă și fără niciun fel de rețineri că politicul, și aici mă refer la PSD, la parlamentarii PSD din Vale și din județ, membrii guvernului au fost alături de pe 100% și în momentele foarte grele când s-a încercat insolvența complexului sau alte probleme deosebite, toți au făcut front comun și au fost lângă noi. Domnule director general, vă mulțumesc. O urare, dacă doriți, către cei care vă ascultă acum și care vă urmăresc, așa ca de final de an. Nu știu, probabil ne vom mai întâlni, dar probabil nu în acest cadru. Le doresc să aibă multă liniște, multă sănătate și fericire și de asemenea le doresc să fie alături și să aibă încredere de noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez noroc bun, domnule director. Și eu mulțumesc mult pentru această intervenție. O seară plăcută în continuare. Da, l-am avut la telefon pe Daniel Andronache, director general al Complexului Energetic Hunedoara. Foarte pe scurt, a dat asigurările necesare că acest an se va încheia așa cum ni l-am propus, așa cum probabil fiecare dintre cei care lucrează în cadrul acestui Complex Energetic Hunedoara speră. În același timp a și făcut o remarcă, spun eu, nu lipsită de interes, faptul că politicul din județul Hunedoara, și spunând aici despre parlamentarii PSD, care s-au implicat foarte mult în activitatea, să spun așa, a complexului, în ideea în care a fost necesară intervenția lor pentru rezolvarea anumitor probleme legate de, așa cum s-a și exemplificat, de introducerea cererii de insolvență a acestui complex energetic Hunedoara la Tribunalul Județean Hunedoara. O încercare foarte grea, o încercare care să sperăm că a fost trecută cu bine. De ce spun asta? Și această cerere de introducere, introducerea cererii de insolvența complexului energetic Hunedoara a fost introdusă exact tot în aceeași perioadă când Guvernul României discuta cu partea chineză despre investițiile pe care trebuie făcute în cadrul acestui complex energetic Hunedoara. În cadrul acestei misiuni am spus aceste lucruri, că mie nu mi se par întâmplătoare ca exact în acele perioade să introducem o cerere de insolvență, să facem anumite mișcări, fie la Mintia, fie pe la preparația Coroiești. Mă rog, acum fiecare cum vede lucrurile, repet, cred că încă suntem prea mici ca să vedem lucruri mari, să vedem îndepărtare ce ar trebui să facă acest complexul energetic Hunedoara. Încă suntem la limita zilei de mâine, încă nu cred că mulți dintre noi care avem o anumită activitate în Valea Jiului, și mă refer aici mai ales la sindicate, putem să vedem mai departe de ziua de mâine. Dar, mă rog, toate la timpul lor, încet, încet, probabil, se va așterne sau, mă rog, se va culege mai degrabă grâul de neghină, ca să spun așa, și oamenii, până la urmă, vor vedea exact cine și ce activități au înspre buna funcționare a acestui complex energetic Hunedoara. De curând am aflat, tot din presă, vezi, doamne, anumiți lideri politici de prin Valea, unui partid nu de mult înființat, încep să pună tot felul de întrebări, că de ce complexul energetic Hunedoara vinde energie poate sub prețul de cost și alte lucruri de acest gen. Bineînțeles că aceste întrebări nu au fost puse când înșii guvernau această țară, când se puteau lua la vremea respectivă anumite măsuri.
Regia îmi face semn că l-avem pe domnul prefect Sorin Vasilescu la telefon. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua, bună ziua, Capital TV, bună ziua, domnul Adi Jurcă! Vă mulțumesc pentru salut! Domnule prefect, o rugămintă la dumneavoastră, am vorbit și cu domnul director general Daniel Andronache. Dacă ați dori în câteva cuvinte un bilanț, și mă refer aici la complexul energetic Hunedoara pe anul 2013, repet, fără a avea pretențiile unui bilanț economic sau contabilicesc, ca să spun așa, cu date sau cifre exacte. Deci m-aș axa pe trei planuri. În primul rând, anul 2013 a fost anul când, începând cu data de 1 iulie, complexul energetic Hunedoara, nu numai că la ființă, dar a funcționat cu toate entitățile, respectiv termocentrala de la Paroșeni, termocentrala de la Mitia și unitățile viabile de la fostul CNH. În al doilea rând, din punct de vedere economic, pentru complexul energetic Hunedoara a fost un an foarte slab, datorită faptului că piața pe care a vândut, respectiv piața opcomului, s-a situat la nivelul prețului zilei următoare, la un nivel foarte scăzut, un nivel care a fost sub prețul de cost pe care îl avea complexul energetic Hunedoara pentru megawatt. De data aceasta discutăm de megawatt, acesta fiind produsul finit pe care complexul energetic Hunedoara îl vinde. Într-adevăr, au mai avut niște servicii de sistem destul de consistente, totuși dacă ne gândim că au fost 15,5 milioane de lei pe lună, nu este ceva prea puțin, tocmai puțin, dar insuficient ca să poată să acopere costul de producție. Și mai aș referi la al treilea plan, planul investițional, în care s-au făcut pași importanți pentru investițiile majore de care are nevoie complexul energetic Hunedoara și mă refer în primul rând de termocentrala de la Mintia, care a reușit în cele din urmă să ajungă la o înțelegere cu chinezii, sperând ca în următoarea perioadă să se încheie contractul pentru instalația de desulfurare la grupurile 3 și 4 și modernizarea grupului 4. De asemenea, în acest an s-au demarat investițiile la termocentrala de la Paroșeni, investițiile de mediu, fără de care termocentrala de la Paroșeni nu mai putea să funcționeze, având niște penalități foarte mari, și sperăm că este anul în care s-au făcut pași importanți, astfel încât la începutul anului 2014 să avem și o firmă care să vină să investească în modernizarea minelor din Valea Jiului. Deci, uitați pe cele trei planuri, eu zic că sunt și realizări, chiar dacă, într-adevăr, din punct de vedere economic și financiar, situația complexă energetică în Hunedoara nu este una tocmai roz la finalul anului 2013. Domnul director general spunea că va face eforturi ca acest an, până la urmă, cel puțin din punct de vedere al drepturilor salariale, ca să mă refer așa, va fi încheiat cu bine. Din punctul de vedere al prefectului, cât județul Hunedoara, cât de mult, să spun așa, ați fost implicat în tot ceea ce înseamnă complexul energetic Hunedoara în anul 2013? M-am implicat în toate etapele, începând din anul 2012, când am parcurs deja prima etapă, mă refer la fuziunea celor două termocentrale, care împreună a format complexul energetic Hunedoara, continuând cu formarea SNH-ului, începând cu data de 1 ianuarie. Anul trecut, în jur de data de 1 noiembrie, s-a înființat și Societatea Națională de Închideri Miniere. Toate aceste etape le-am parcurs și am făcut tot ce mi-a stat în putință, bineînțeles cu toți ceilalți factori de răspundere, directorii generali, miniștrii, parlamentarii de Hunedoara, astfel încât înființarea complexului energetic Hunedoara să devină o realitate. În acest an, împreună cu directorul general al complexului, domnul Dan Andronache, împreună cu administratorul complexului energetic Hunedoara, domnul Crâlan, am fost inclusiv la Agenția Națională de Reglementare Electrică, astfel încât să putem să obținem serviciile de sistem. Deci pot să zic că am participat la toate aceste etape. Am fost și la întâlnirea cu investitorii chinezi care au venit la termocentrala de la Mintia, dar, bineînțeles, cei implicați direct, mă refer la angajații complexului de la director, la directorul general,
la Ministrul Energiei au fost cei care, din punct de vedere al executivului, au făcut toate demersurile astfel încât să putem avea o speranță că vom avea viitor în mineritul din Valea Jiului. Vă citesc o declarație de dumneavoastră din 7 februarie 2013. Complexul energetic Hunedoara nu va dispărea, declarația vă aparține, care contrazice știrile apărute în ultima vreme prin presă, mă rog, în luna februarie, în urma discuțiilor cu FMI și cu alte, mă rog, oficialități de prin România. Iată că ați avut dreptate, deci asta ați declarat-o în, repet, 7 februarie 2013. Da, am crezut și atunci că acest complex energetic are viitor, cred și astăzi, mai ales când văd că, într-adevăr, în acest an s-au demarat unele investiții, mă refer la Paroșeni, sunt în curs de a se încheia contractul pentru următoarele investiții de la Mintia și așteptăm să ne vină investitorii pentru exploatările miniere viabile din Valea Jiului. Sper că în primul trimestru anului 2014 vom avea și în Valea Jiului chinezii, polonezii, nu contează cine vin, principal să aibă o tehnologie care să ne permită să avem productivitate, să avem un preț al gigacaloriei, astfel încât să stăm pe piață, bineînțeles, în cadrul complexului energetic Hunedoara. Domnule prefect, ce transmiteți bortacilor din Valea Jiului acum spre finalul de an? Vreau să le transmit că eu sunt convins că locurile de muncă se vor păstra, nu știu în ce număr, dar eu sunt convins că va exista minerit în Valea Jiului. Eu sunt convins că până la urmă, pe eforturile pe care le facem, vom reuși să rezistăm pe piață, să rezistăm pe piața de energie, că acolo ne îndreptăm cu toții. Sunt convins că se vor găsi, așa cum a spus și dumneavoastră, bani pentru acest final de an și eforturile pe care le face directorul general sunt consistente. Sunt convins că vom avea inclusiv sprijinul politic și s-a văzut că în momentul în care a venit premierul Chinei se încheiau niște acorduri, printre acele acorduri s-a situat și investiția pe care o fac chinezii la termocentrala de la Mintia, deci avem și sprijinul politic, astfel încât să se investească și în experimente din Valea Jiului, posibil partea chineză, dacă nu polonezii, și ei au experiență. Deci și din punct de vedere al factorului politic, eu zic că există voință astfel încât în Valea Jiului să se investească, astfel încât Valea Jiului să existe, astfel încât minerii să aibă locurile de muncă și, bineînțeles, să-și primească drepturile care li se cuvin. Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Vreau să transmit tuturor sărbători fericite și la mulți ani. Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună în continuare vă doresc. Mulțumesc. Mulțumesc, sănătate. A fost în intervenție telefonică prefectul județului Hunedoara, domnul Sorin Vasilescu, un om care trebuie să vă spun că a fost chiar implicat în absolut tot ce înseamnă activitatea acestui complex energetic Hunedoara și, repet, când spun implicare, să nu se înțeleagă altceva, este vorba de tot ce a depins de prefectură, de guvernul României, de sfera politicului într-o altă zonă, deoarece dânsul nu poate să facă politică, dar tot ce a depins de această posibilitate de a rezolva problemele complexului energetic Hunedoara a făcut tot posibilul ca ele să fie rezolvate. Așa cum se spunea, nu a fost un an extraordinar de bun, a fost un an cu un început greu, dar mă rog, încet, încet, pe parcursul lui, lucrurile s-au rezolvat chiar cu contrele care au apărut din diverse zone, fie că e vorba de politic, fie că e vorba din alte zone. Acum o să încerc pe parcursul a câtorva emisiuni din acest sfârșit de an să demonstrez prin fapte, ca să spun așa, că cei care conduc destinele acestui complex energetic Hunedoara și mă refer aici la cei din politică cu precădere și-au făcut datoria până la urmă față de complex, spunând aici că și-au făcut datoria prin câteva lucruri pe care le-au dus la bun sfârșit, fie că e vorba de o hotărâre de guvern care a rezolvat, să spun așa, problema introducerii cererii de insolvență a complexului energetic Hunedoara. Am avut o hotărâre de guvern la începutul anului care asigura complexul energetic Hunedoara, ca să spun așa, să funcționeze în bandă la
aproximativ 400 de megawați. S-au încasat, să spun așa, și anumite sume de bani pe reglajele din sistem. S-au făcut anumite lucruri legate de acest complex energetic Hunedoara. Dacă ne uităm, bineînțeles, pe ANR, pe site-ul Agenției Naționale de Reglementare în domeniul energiei, vom observa că, până la urmă, complexul energetic Hunedoara are cel mai mare preț pe piața reglementată, un preț care, trebuie să spunem, este dublu față de hidroelectrica, dacă ar fi să luăm un alt producător de energie din România. Deci, majoritatea oamenilor, ca să fiu mai explicit, implicați în politică și care au ceva de spus în funcționarea acestui complex energetic, dar au făcut ce a depins de ei. Aș putea să spun că trebuie să ne reamintim și acea veche zicală românească, că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în sac. Cred că avem noi o grămadă și noi o grămadă de lacune aici în zonă și cred că ar trebui rezolvate la fața locului și cu mai mult pragmatism, ca să spun. Regia îmi face semn că domnul Maricel Popa se află într-o comisie și că va reveni peste 10 minute, fapt pentru care o să-i rog pe băieții din regie să facem o pauză publicitară de 5 minute, după care să revenim. Înainte de pauza publicitară, să nu uitați această acțiune extraordinară a postului Capital TV, în parteneriat cu KISS FM, un Crăciun pentru fiecare. Repet, o pauză publicitară, după care vom reveni cu să încercăm să-l prindem pe domnul Maricel Popa. Copil merită o șansă. Te invităm să devii Moș Crăciun pentru un copil sărman. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. Capital TV lansează împreună cu voluntarii de la inimă la inimă campania umanitară Un Crăciun pentru fiecare. Noi, împreună, putem să aducem mângâiere, alinare, ajutor și speranță celor aflați în nevoie. Fii și tu alături de campania Un Crăciun pentru fiecare. Pentru a intra în legătură cu echipa lui Moș Crăciun și a face o donație, te invităm la sediul Capital TV. S-a deschis primul salon de remodelare corporală de 5 stele din Valea Jiului la cele mai accesibile prețuri. Electrostimulare, împachetări anticelulită cu ciocolată, ultrasunet corporal și facial, dar și un bronz cu aspect natural la solar. Toate pentru tine și frumusețea ta. Cadouri surpriză la abonamente. Programări se pot face la numerele de telefon 0354 105 558 sau 0763 801 507. Ne găsiți în Petroșani, lângă magazinul Outlet. Salon Siluet îți redefinește silueta. Vrei să mănânci sănătos și gustos? La noi găsești pâine mereu proaspătă și pe gustul tău.
De acum, două noi sortimente din ingrediente 100% naturale. Pâine hodinită și pâine din grâu întreg, pentru tine și familia ta. Armicar, o brutărie cu tradiție în toate orașele Văijiului. Casa Amicii din Nurican te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul în cetină de brad. Ne găsești în Nurican pe Alea Teilor, Vila D. Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta! Static Night Club din Arad, singurul club de 5 stele din vestul țării, angajează ospătar cu un salariu de 2000 de lei pe lună, dansatoare pentru 130 de lei pe noapte plus 35% din încasări. Angajările se fac cu carte de muncă, se asigură cazare și transport. Mai multe informații puteți obține la numerele de telefon 0749 188 703 sau 0737 331 055. Delux Second Hand, cel mai nou lanț de magazine second hand din Valea Jiului. Delux Second Hand, pune preț pe hainele tale. Pentru că iarna se anunță a fi una grea, iar confortul tău termic cu siguranță este o prioritate, nu mai sta pe gânduri și apelează la Centroterm. În mai puțin de 48 de ore îți garantăm că vei fi beneficiarul unui sistem de încălzire centralizată, fără ca tu să depui vreun efort. Apelează la un reprezentant Centroterm folosind numărul de telefon 0727 881 655, iar tehnicianul nostru se va deplasa la domiciliul tău pentru a stabili ce sistem de încălzire centralizată te avantajează. Centroterm execută instalare și vânzare centrale termice, instalații de gaz, autorizări șcir și service. Centroterm, mai simplu nu se poate, mai ieftin nu există. Tehnologia digitală de la UPC descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. În primele 4 luni ai cel mai rapid internet din România, de 150 de megabits pe secundă, peste 116 canale digitale și 200 de minute naționale la doar 65 de lei. De acum la Happy Tour ai la dispoziție nenumărate variante de transport, bilete de avion la prețuri de excepție, zboară rapid și sigur cu Wizz Air, Blue Air sau cu orice alte companie ce operează în România. Nou la Happy Tour, de acum îți punem la dispoziție și bilete de călătorie cu autocarul, cu Eurolines. Vrei să închiriezi o mașină? Te ajută Happy Shore, pentru că ai la dispoziție serviciul închiriere auto, acum și pe extern, prin Sixt Rent a Car. Vino la Happy Tour, agenția ta de turism, pentru că călătorii sigure, rapide și confortabile. Petroșan, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Casa Amicii din Nurican te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul în cetină de brad. Ne găsești în Nurican pe Alea Teilor, Vila D.
Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta. Revenim în direct. Promiteam înainte de pauza publicitară că o să încercăm să luăm legătura cu domnul secretar de stat Mircel Popa. Dânsul a specificat de dimineață că se află într-o comisie la Parlament. Se discută, se pare, lucruri destul de importante acum pe ultima perioadă a acestui an. Vom încerca să vedem dacă putem să-l prindem. Să ne ținem de cuvânt. Dacă a spus 10 minute, să încercăm peste 10. Dar până una alta, haideți să vă și prezint un grafic, așa este bine unei televiziuni care se respectă, cum suntem noi, Capital TV, să vă prezint acest grafic care arată exact ceea ce vă spuneam, prețurile la energie electrică, observați în acest tabel. În primul rând, producător primul este Societatea Națională Nucleară Electrică, ESA. 34,6% are o cotă de participare pe piața reglementată. Prețul mediu pe megawatt oră în anul 2013, repet, 142 de lei. SECE Electrica ESA, pe locul 2, observați acolo, poziția a doua în acest grafic, preț mediu 125 de lei, cota de participare 25,9%. La sută, pe locul 3, SECE Complex Energetic Oltenia S.A. ca și cotă de participare, o cantitate mai mare, 16%, prețul 190 de lei. Apoi SECE OMV Petrom S.A. 169 de lei, o cotă de participare de 9,8%. Apoi trebuie să spunem că suntem noi, Complex Energetic Hunedoara, 271 de lei prețul mediu pe megavatoră, la o cotă de participare la 2%. Apoi mai sunt producătorii beneficiari ai schemei de sprijin tip bonus, care produc energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență, cu un preț de 189 de lei megavatul, și producătorii cu grupuri energetice nedispecerizabile, care și ei au 189 de lei, cote de participare de 0,6-11,1%. L-avem pe domnul Mircel Popa, secretar de stat, Departamentul Energiei. Bună ziua, domnule secretar de stat! Alo? Alo, bună seara, ascultătorul dumneavoastră. Bună seara și ne scuzați de insistența cu care probabil am încercat să vă contactăm telefonic. Am înțeles că sunteți într-o comisie în Parlamentul României. În câteva cuvinte, dacă puteți, am rugămintea la dumneavoastră să ne spuneți așa ce a însemnat anul 2013 pentru Complexul Energetic Hunedoara din punctul de vedere al Departamentului Energiei și dacă puteți face o referire la Sistemul Energetic Național, chiar v-am fi datori. Da, vă rog să mă scuzați, probabil nu o să fie timpul necesar, dar în linii mari, cărbunele este încă de importanță deosebită pentru noi. Sunt surse de sigurești relativ mari, fiind un factor de sprijin al securității energetice și un element de stabilitate a pieței energiei. Tot astfel, cărbunele contribuie la consolidarea dezvoltării durabile, având influență directă în domeniile economic, social și de mediu, și pe orizontală și pe verticală. Sunt un susținător a cărbunelor, a termocentralelor,
Și totodată anul 2013 a fost o schimbare de ritm și totodată ca producerea energiei pe bază de cărbune să fie conformă cu cerințelor europene, trebuie perfecționată tehnologia astfel încât dioxid de sulfur din gazele de ardere să fie redus cu până la 94-98% din emisiile de dioxid de carbon captate și stocate. E o cerință a Uniunii Europene care ne-am însușit-o. Dar tehnologiile mondiale recunoscute ca având cel mai redus impact asupra mediului și acceptate cu cel mai bune practici în domeniu există. Noi am început la multe termocentrale desulfurarea și totodată sunt investiții mari. La dumneavoastră la Hunedoara începe să fie și Paroșeniu și Mintea, sunt într-un program de dezvoltare. Totodată trebuie să reținem faptul că pentru prima oară în 25 de ani, cred, sau 30 de ani, se fac investiții majore în extracția cărbunelui. Sunt două probleme, deoarece randamentul central trebuie să-l ducem în 48-50%, modernizarea centralului în felul ăsta cu aceeași cantitate de cărbune obține dublu energie, dublu megawatt, deci reducerea costului megawattului. Totodată extracția trebuie să fie, costul cât mai mic, în felul ăsta, în 2016 sau 2018, să fim în piața liberă, să rezistăm. Este adevărat că se fac scheme de ajutor în toată Uniunea Europeană pentru huilă și noi, la Comisia Europeană, avem un program și o notificare pentru susținerea atât a huilei, cât și susținerea mixului energetic, care, din păcate, anii anteriori, s-a renunțat la mix energetic. Noi suntem singura țară aproape din Uniunea Europeană care se pune pe piață energia de nuclear, energia hidro cu energia de pe cărbune, ceea ce nu este corect. Încercăm să schimbăm ceva și vreau să totodată să fim foarte fermi și să ne dezvoltăm, să modernizăm termocentralele. Deci șansa noastră pentru a rezista sau șansa dumneavoastră pentru a rezista în piața liberă. Vorbeați într-un interviu de-a dumneavoastră cu ceva timp în urmă despre anumite investiții înspre minerii, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte. Acum este în derulare un program pentru modernizarea centralelor, cât și pentru minele viabile. Tot un foarte bine știți, sau separat minele neviabile cu minele viabile și sunt rezerve consistente pentru a promova și a dezvolta această sursă stabilă a noastră, pentru că totdeauna am pus la toate forumurile, la toate discuțiile și în Uniunea Europeană, chiar dacă prioritatea are audiile generate, eolienile cu solar, am pus problema atunci când nu bate vântul, când nu iese soare, și e secetă, se întâmplă să fie toate odată, bază să fie cărbunele. Să nu uităm, totuși, Germania a crescut producția pe energie, pe cărbune, cu 5%, 8%. Noi trebuie să ne uităm la ei de ce au făcut asta și să mergem și noi în continuare, să dezvoltăm și să modernizăm termocentralele. După cum știți, și la Rovinari se face un grup nou și departamentul de energie acordă foarte multă atenție pentru a obține eficientizare energetică. Da. Domnule secretar de stat, câteva cuvinte de încheiere vă rugăm frumos pentru cei din Valea Jiului și din județul Hunedoara, până la urmă, care lucrează în complexul energetic Hunedoara. În săptămâna asta vom avea la Ministerul o ședință cu domnul director și cu toți cei implicați din Valea Jiului și vom discuta strategia pe 2014, 2015, 2000, până în 2017 pentru a avea cel mai bun randament și totodată pentru susținere. În afară de faptul că cărbunele este cel mai utilizat combustibil al planetei,
și consumul mondial a crescut la 5,9 miliarde de tone. La nivelul anului 2030 va fi în jur de 10 miliarde de tone. Deci trebuie să ne gândim foarte bine și dacă s-a făcut greșeli în anii anteriori, noi acum nu trebuie să pregătim și să fim în piață. Va fi un program destul de ambițios, după cum vă spuneam, știți foarte bine că modernizarea atât a extracției de minerău n-a mai fost investit de ani de zile și sunt, acum știu că este în discuție un credit de 70 milioane de euro pentru modernizare. Se pot obține reduceri a efectului de seră prin modernizarea termocentralelor. În afară de asta, pentru sfârșit de an, când înțeleg că este o emisiune de sfârșit de an, urez noroc bun la toată Valea Jiului, sănătate multă și la mulți ani, sperăm la anul să avem un an mai bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat. Vă urăm și noi, la fel și dumneavoastră, la mulți ani și tot ce vă doriți în acest final de an. Vă mulțumesc. Numai bine, vă mulțumim. Ați înțeles sunt convins din intervenția domnului Maricel Popa, secretar de stat, în Departamentul Energiei, că se fac totuși niște eforturi pentru a rezolva problemele cu care se confruntă complexul energetic Hunedoara. Așa cum și dânsul a explicat, în acest final de an va avea loc o ședință la Departamentul Energetic, la care vor participa, din spusele dânsului, directorul general și alți factori de răspundere, probabil politici de prin județul Hunedoara și Valea Jiului, în care se vor stabili anumite lucruri care trebuie să se întâmple în anul 2014 și până în anul 2017. Să vedem măsura în care aceste lucruri se vor petrece, dar având în vedere faptul că există oameni care sunt preocupați de aceste lucruri, să tragem speranța că până la urmă lucrurile se rezolvă înspre bine. Vorbeam despre prețuri. Haideți să nu terminăm acest capitol care înseamnă prețuri, că până aici lucrurile de fapt de aici pornește totul, de la preț. Spuneam înainte de intervenția domnului Maricel Popa că complexul energetic Hunedoara are cel mai mare preț pe piața reglementată, 271 de lei, la o cotă de participare de 2%, care înseamnă 308.795 de megawatți oră, pe care, bineînțeles, trebuie să îi furnizeze în această perioadă, adică perioada anului 2013. Făceam o remarcă, este față de hidroelectrica, care are 125, iată avem dublu și ceva, este aproape dublu și față de nuclear electrica, care are 142 de lei, care, să spunem așa, ar fi principalii furnizori de energie din România, dar în același timp trebuie să remarcăm că suntem cu mult și peste complexul energetic Oltenia, care are 190 de lei. Prețul, repet, la megawattul oră produs pe această piață reglementată. Multă lume vorbește despre complexul energetic Hunedoara, vorbește despre energie, vorbește despre minerit, fără să aibă nici cele mai mici noțiuni sau nici cele mai mici elemente esențiale ca să poți purta o astfel de discuție. Dar, mă rog, până la urmă trebuie să ne obișnim că România încet încet devine o țară unde se pare că oricine poate vorbi despre orice. Ați observat, sunt emisiuni întregi dedicate mineritului, gazelor de șist și altor subiecte, să spun așa, fierbinți care se petrec în România. Participă oameni care n-au nicio legătură nici cu mineritul, nici cu gazele, indiferent că e vorba de gaze naturale sau gaze de șist. Dar, mă rog, una peste alta, trăim în vremuri în care, așa cum vă spuneam, fiecare poate vorbi aproximativ ce vrea. Bun, pentru lumea care ne ascultă, legat de preț, repet, aici este cel mai important element al funcționării complexului energetic Hunedoara. Trebuie să vă arăt acest grafic, sper că regia mă ajută în acest sens.
în care, iată, în plină iarnă, atenție foarte mare, deci suntem totuși în 9 decembrie 2013, observați că astăzi pe piață a fost 38 de lei, atenție, 38 de lei megavatul la o anumită oră, de fapt la mai multe ore a fost 38 de lei, a fost și 60 și 73, acum înspre seară urcă undeva la 270 de lei, dar apoi coboară la 118-159 de lei. Deci cam asta este piața în care trebuie să funcționeze complexul energetic. Nu e doar un complex care, atenție, produce energie doar la un preț mult mai mare decât ceea ce este pe piața liberă de astăzi. El produce undeva la 220 de lei, 226 de lei megavatul. Deci asta este piața liberă în care trebuie să rezistăm, asta este piața în care vindem energie. Repet, este bine de obicei când vorbim despre minerit, energie și orice alte lucruri de acest gen, să ne informăm foarte mult înainte să vedem exact ce se întâmplă. Repet, iată, astăzi au fost prețuri, atenție, suntem totuși în decembrie, de 38 de lei megavatul pe piața liberă din România, de 60 de lei, de 55 de lei, 73, într-adevăr, la anumite ore și de 270 de lei, dar trebuie să spunem că prețurile sunt mult, mult, foarte mult sub ceea ce înseamnă producția de energie termo în România. Așa cum spuneau cei cu care am avut ocazia să vorbim la telefon, se speră totuși că în acest sfârșit de an probabil prețul la energia electrică să crească, astfel încât să poată complexul energetic Hunedoara să-și regleze pe acest final de an și începutul anului viitor un pic din, să spun așa, din pierderile pe care le-a acumulat în această perioadă 2013. Trebuie să spunem că totuși factorii responsabili din complexul energetic Hunedoara, iată că au dat asigurările necesare unei încheieri onorabile anului 2013, încheieri anului 2013 în care drepturile salariare, așa cum sunt ele prevăzute în contractele colective de muncă, vor fi achitate și că nu vor fi probabil niciun fel de probleme la acest final de an. Repet, tot în această perioadă, în cadrul acestei misiuni, o să fac o inventariere a tot ceea ce a însemnat această emisiune pe parcursul anului 2013. Trebuie să spunem că înspre finalul lunii decembrie vom împlini un an la această emisiune, Valea Jivului în Univers, un an în care am avut în acest studio oameni simpli din Valea Jivului, oameni care, atenție, au mult mai multe de spus decât foarte mulți oameni pe care vedeți toată ziua la televizor și prin presă. Deci sunt oameni care știu exact cu ce se mănâncă mineritul. Mulți dintre ei sunt foarte buni cunoscători a ceea ce înseamnă economia țării din nivelul la care, bineînțeles, ei lucrează. Sunt oameni care își fac datoria la locul de muncă, sunt oameni disciplinați și oameni care lucrează ca să își câștige existența în minele din Valea Jiului. Am avut în cadrul acestei emisiuni invitați câteva zeci, aș putea spune, de brigadieri, de mineri simpli, de maestri minieri, de ingineri, lideri de sindicat, secretari de stat, am avut prefect, am avut director general adjunți, l-am avut, dacă nu în studio, l-am avut în intervenții telefonică, ați văzut pe domnul Daniel Andronache, l-am avut în acest studio pe Costel Alic, l-am avut pe Drăgoi Nicolae, am fost într-o mică discuție, să spun așa, și cu domnul Constantin Niță, ministrul, până la urmă, al energiei din România. Spun până la urmă că de la bun începutul, adică de la începutul anului, energia era sub tutela Ministerului Economiei, înspre jumatea anului acesta, practic, s-a ajuns ca Ministerul Energiei să fie un minister
de sine stătător și cu acte în regulă. Deci cred că suntem singurul post de televiziune regional, cu siguranță, suntem singura emisiune în care am avut, să spun așa, invitați de toate categoriile, invitați care lucrează până la urmă în minerit, alții, chiar dacă nu lucrează, răspunde acest minerit, iau decizii în minerit. Am avut o grămadă de oameni politici, artiști și oameni simpli. Am avut chiar și un grup de basarabeni, dacă vă mai amintiți. O să fac un inventar în acest final de an a tuturor emisiunilor Valea Jului în Univers și să vedeți că, în opinia mea, am fost o emisiune care am încercat din răsputeri să vă prezentăm date exacte despre minerii, despre energie, despre Valea Jului și mai ales să difuzăm părerile oamenilor simpli, dar în același timp și a oamenilor implicați în fenomenul minerit, în fenomenul minerit sau energie din județul Hunedoara, și să vedeți opiniile lor. Am scos în evidență tot în cadrul acestei emisiuni și adevărul despre importul de cărbune, care într-un fel sau altul a dat peste cap activitatea minieră în anul 2013. Că a fost un an bun sau rău, vom vedea exact când el se va încheia și fiecare probabil ne vom face acest bilanț acasă și în mintea noastră. Vă urez o zi bună tuturor, noroc bun ortacilor, ne revedem mâine când vom relua din nou aceste emisiuni cu caracter de bilanț al anului 2013.